Salutare toată lumea, eu sunt Trefla, iar astăzi o să vorbesc despre câteva sfaturi care sper eu să vă ajute să urcați în sezonul 11 ca și midlaner. Sunteți liberi să vă spuneți propria părere în comentarii, o să vă răspund la toate comentariile și o să vă dau și inimioară. Așa că hai să începem! Primul sfat despre care o să vorbesc este roamingul. Acest element este foarte important în orice divizie și este super util. Cel mai ușor mod de a începe un roam este să bagi wave-ul sub turnul inamic, iar apoi să te îndrepți spre bot sau top. În acest mod aplici presiune pe hartă care te ajută să câștigi mici avantaje pentru echipa ta. Ca să fim înțeleși, nu fiecare roam trebuie să ajungă la kill-uri ca să fie un roam bun. În situațiile în care se fac și câteva kill-uri, considerați-le doar ca pe un bonus. Uită-te la topul tău, poate joacă Vayne în Darius de exemplu și este mereu la inamic sub turn, sau botul tău joacă Israel cu Soraka și se băga la el sub turn de către un Draven și Thresh. În ambele situații, poți să faci roam și să aplici presiune pe aceste linii. Chiar dacă nu te duci până la ei pe linie, împingându-ți linia și dispărând de pe hartă, creează presiune. În loc să dai în turetă de câteva ori, poți să pleci de pe linie și să ai mai mult impact asupra hărții. Da, pierzi oportunitatea de a da damage în midul inamic, dar ai potențialul de a crea avantaje mult mai importante pe hartă. Controlarea wave-ului. Să-ți controlezi lane-ul este destul de ușor dacă te joci campioni care sunt puternici în early game și pot asigura lane prior rapid. Dar uite care e faza. Dacă poți să-ți controlezi lane-ul, vei vrea să fii primul care se mișcă când jungle-ul inamic încearcă să meargă către scuturile sau moște din jungle. Dacă ai posibilitatea să te miști primul, vei da primul damage și probabil o să faci diferența și o să câștigi summoner spell sau chiar kill-uri. Dar dacă nu poți lua lane prior, informează-ți jungler-ul că nu-l poți ajuta sau riscă-ți XP-ul și gold-ul de pe linie să încerci să faci o diferență. Niciuna dintre aceste două variante nu este ceea ce-ți dorești, dar asta este realitatea dacă nu ai control asupra wave-ului în early. Jocul de echipă. Dacă echipa ta stă grupată, pușează linia și regrupează-te cu ei să forțați un fight. Dacă campionul tău este foarte puternic contra campionul inamic cu care ești pe lane, poți să faci split pushing pe top sau pe bot pentru a aplica presiune și a forța inamicii să răspundă la push-ul tău, asta epuizându-le resursele și creând posibilități noi pentru echipa ta de a-și continua avantajul. Să urmăresc sau nu midlanerul inamic? Dacă nu știi răspunsul la această întrebare, nu este nicio problemă. Te voi ajuta să-l găsești. Când te gândești dacă să-l urmărești sau nu, analizează mai întâi aceste situații. Cu echipierul tău a murit sau este pe cale să moară? O să mori dacă inamicul care face roam îți dă gherlă și sare pe tine? Ai viziune pe inamicul care face roam? Câștigi mai multe resurse dacă omori wave-ul sau dai în turn? Analizează toate situațiile acestea pentru că sunt foarte importante și poți să afli dacă merită sau nu să urmărești un roam. În solo queue, uneori, câștigând câteva wave-uri poate face diferență, mai ales că midul inamic pierde gold și experiență când tu pușezi wave-ul la el sub turn și el nu este pe lane. Locații specifice ale ward-urilor. O să vă arăt câteva locații foarte importante pentru ward-uri și rolul pe care îl îndeplinesc acestea. Nu uitați să mai experimentați cu aceste ward-uri și să le mai schimbați din când în când. Vedeți ce merge pentru voi. Viziune pentru bot, viziune pentru top, viziune mai safe pentru top, viziune mai safe pentru bot. Bineînțeles că puteți să le puneți și mai adânc dacă aveți timp, dar acestea sunt locațiile standard. Diferența dintre anumiți campioni. Trebuie să înțelegeți că în League of Legends toți campionii sunt catalogați cu câte o categorie la care se pricep cel mai bine. Asasinii sunt categoria care pune presiune foarte mare în linie și care face roam când inamicul respectă presiunea făcută de ei. Ei pot să dea și all-in pe inamic dacă nu respectă această presiune, de exemplu Talon sau Zed. Roamerii sunt campionii care pot pușa cele mai bine wave-urile și care pot face roam să pună presiune pe hartă, de exemplu Qiyana sau Ahri. Magii sunt campionii care excelează la poke cu puțin damage pe inamici. Ei caută încet un avantaj prin damage și prin controlarea obiectivelor, de exemplu Syndra, Orianna sau Cassiopeia. AD carry pe mid sunt efectiv AD carry de pe bot lane, doar că sunt pe mid. Aceștia caută să facă presiune în early game și să ajungă la 1 sau 2 iteme pentru a-și împinge cât mai mult avantajul, de exemplu Lucian sau Tristana. Midlanerii care scalează sunt acei campioni care o duc prost în early game, dar încet încet devin mai puternici cu cât meciul durează mai mult și cu cât fac rost de mai multe resurse. De obicei sunt campioni foarte puternici în late game la level 16, de exemplu Vladimir, Kasadin sau Kayle. Băi prieteni, acestea au fost sfaturile care sper că v-am ajutat și cu care sper că o să ajungeți un rang mai mare pe League of Legends ca și midlaner. Dacă aveți orice întrebare legată despre aceste informații, le aștept în comentarii, vă răspund la absolut toate comentariile.
Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să apăsați pe butonul like și să vă abonați dacă n-ați făcut încă și până la viitoare, numai bine!